La vreme de înserare, Baku se îmbracă în veștiminte de gală, ca pentru balul Marelui Palat. Edificiile au un aer primenit de tranziția crepusculară, care parcă încă își caută frontierele între statutul civil, nautic sau astronomic, precum într-o călătorie cu navigatori, încătarea unui liman arătat de stele. Aparența este toată lumea merge la culcare, însă în fapt, atmosfera reală devine un soi de trezire a urbei și a oamenilor. Toate se perindă în jocul luminilor și al umbrelor, care devin un ceasornic care bate în același timp, însă în diferite locuri și pentru oameni deosebiți. Capitala Azerbaijanului lasă de la prima întâlnire impresia unei urbe prospere, care poate mulțumi și pe cel mai pretențios oaspete. Străzile indică indubitabil direcții și sunt călăuzele oamenilor pentru fiecare pas și loc de reflecție în orice răgaz de odihnă. O preumblare în oraș poate conduce spre întâlniri simbolice împănate de poezie și chiar de un strop de romantism. Fiecare colț devine o poveste, dar și o expresie artistică, metamorfozându-se într-un covor către suflet și prin suflet spre infinitul cerului. În diferite oaze de frumos ambiental, odihna poate fi chiar muzicală, romantică și vibrantă, covor de sunete așternut peste oameni și locuri. Nizami, poetul național al azerilor, spunea că în lume sunt locuri în care se întâlnește frumusețea exprimată prin lumini și candele, prin dulciuri și cântări din flaut, prin minunate locuri care există pentru oameni diferiți ca neam și credință. Nu îi trebuie călătorului decât să se prefacă într-un fir de praf, purtat de picioarele tuturor pentru a-și găsi menirea și împlinirea. Deși nu este scris nicăieri vreun semn de intrare sau de călăuzire vizuală, Festivalul Florilor din Baku cheamă, precum o sirenă, an de la an, la început de mai, adică în miez de florar, cum am spune pe la noi, în ospeție. Festivalul Florilor se numește Gyul Bayrami și este dedicat zilei de naștere a părintelui națiunii moderne azere, președintele Heydar Aliyev, care a venit pe lume în anul 1923. Aici se intră ca într-un așezământ sacru sau precum într-un templu. Baku are destinul prosperității scris din neștiute vremuri în palmă, iar exploatarea petrolului a fost motorul devenirii sale începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Este dificil de spus ce este mai frumos, exterioarele sau interioarele edificiilor. Proporțiile care aspiră la perfecțiune sau funcționalitatea unui spațiu muzeal cu incontestabile valențe artistice precum cel dedicat covoarelor.
Muzeul Covoarelor din Baku este precum o răspântie a timpurilor întrețesute cu materii primordiale, dar și un altar al artelor aplicate. În 2010, covoarele azere au fost proclamate opere intangibile ale patrimoniului mondial UNESCO și atunci s-a născut ideea de a organiza un nou muzeu, care a fost inaugurat în anul 2013 de președintele Ilham Aliyev. Aici se află cea mai mare colecție de covoare azere din lume, iar muzeul poartă numele renumitului designer azer Latif Karimov, personalitate care a clasificat modelele și tipurile țesăturilor din Azerbaijan, descriind 144 de tipare de bază ale acestora. Colecțiile muzeale adună aici peste 10.000 de piese și exponate. Ceramică, lucrări din metal din secolul al XIV-lea, bijuterii din epoca bronzului, covoare și carpete din secolele al XVII-lea și până în perioada contemporană, haine și broderii, precum și lucrări de artă modernă. Țesutul covoarelor ocupă un loc special în cultura azeră, fiind esență a istoriei și a poporului din această parte a Caucazului. Muzeul este o comoară a Azerbaijanului și este dedicat cercetării, păstrării și conservării covoarelor, precum și promovării tipurilor de modele pentru a nu fi uitate sau pierdute. Având deopotrivă valențe estetice, covoarele cu fir lung sau scurt decorează pardoseli și pereți din case, ale colibelor, ale corturilor nomazilor sau ale edificiilor publice. Covorul este parte simbolică și element sine qua non a vieții de zi cu zi, iar în timp s-a transformat în simbol național. Motivele și culorile au devenit parte esențială a culturii azere și, indiferent de faptul că sunt simple sau sofisticate, par a povesti paradigmele viețuirii și ale existenței unui popor. Poate că una dintre cele mai remarcabile realități este că în Azerbaijan, vizitatorul are privilegiul de a alege atât spații muzeale interioare, cât și un vast muzeu exterior, care este chiar țara și ținuturile azere. Edi Gümbez este mausoleul celor 7 cupole, sau ansamblul cunoscut sub denumirea de cele 7 morminte din Şemaka. Şemaha sau Şamahi este un oraș foarte frumos situat în estul Azerbaijanului. Pușkin a scris chiar o novelă, se numea Prințesa din Şamahi, despre acest oraș și personajele sale legendare. Ori în această regiune sunt câteva obiective foarte importante. Cel mai înalt vârf se numește Babadag, precum la noi acasă. Iar observatorul astronomic cel mai mare din Caucaz poate fi găsit aici. Are oglinda de 2 metri diametru și se numește, după numele unui astronom celebru azer care a trăit în secolul al XIII-lea, Tusi. Şemaha este renumit pentru vinurile sale dulci, numite madrasa, și pentru izvoarele curative. Odinioară, prin apropiere trecea drumul mătăsii și caravanseraiurile se înșirau prin văi și pe sub creste, marcând drumul spre apus.
Ptolemeu menționa Shemakha cu numele de Kmahia în geografia sa. Aici se află altarul în aer liber pentru comemorarea peste secole a membrilor familiei șahilor Shirvan, care au avut vreme de mai multe secole capitala regatului în Shemakha. O preumblare printre morminte nu este imersiune tristă în realitate. Este mai degrabă un soi de venerare și de înțelegere a istoriei unui neam. Interioare cu pietre de căpătâi și cu lespezi așezate martore în calea veșniciei evocă vieți și acte de vitejie. Poate că devin covoare de piatră, însă sunt mai degrabă așternuturi pe cale către cer, pentru a conduce sufletele spre nemurire. Culori din carpetele azere se regăsesc palid pe pietre tombale, sau poate sunt culorile curcubeului, care deschid porțile văzduhurilor. Pelerinul se află vremelnic asemenea unui mărturisitor aflat la capăt de drum pentru înțelegerea faptului că sub fiecare cupolă odihnesc cei care nu trebuie considerați morți, ci vii, chiar dacă oamenii nu pot simți viața lor. Memento necesar în care se învață sau se reînvață că toate au un sfârșit, însă și că sfârșitul poate fi un nou început. Imersiunea din modern în medieval se consumă firesc prin întâlniri plăcute și prin descifrări ale urzelii timpurilor. Un fir nevăzut călăuzește prin locuri pline de mistere orientale, iar un alt fir parcă îl readuce permanent pe călător în locul din care a pornit. Intrând în inima Azerbaidjanului, putem găsi locuri și lucruri interesante, dar mai ales personaje de excepție. Diri Baba este unul dintre acestea. În spate, mausoleul care este un model unic în lume, un mausoleu construit pe două etaje. Este mausoleul lui Diri Baba. Iar o legendă foarte frumoasă spune că acest Diri Baba ar fi fost îngropat aici și trupul i-ar fi rămas intact, neputrezit, cu alte cuvinte, un sfânt al locului. Acest spațiu a atras până în secolul al XII-lea mulțime de pelerini. Mausoleul etajat este menționat ca an de zidire în 1402, iar numele arhitectului Haji poate este doar un apelativ într-o asociere generică a ziditorului cu asumarea permanenței pelerinajului. Decorarea ansamblului este făcută de un caligraf cu numele Derviș, iar monumentul este unic în lume. Pentru a ajunge la chilia omului care a atins sfințenia, este necesar a se urca mai mult decât în chip fizic. Iar ca semn de reverență, desculțarea asemenea intrării într-o moschee devine gest de pietate în antecamera care nu măsoară mai mult de 15 metri pătrați. Arhitectul a conceput o peșteră artificială în roca muntelui, grotă săpată în piatră pentru a evoca valențele spirituale ale devenirii. Un sfânt în lumea islamică este mai înainte de toate o persoană care emană bunătate și mai ales poate comunica prin smerenie și rugăciune mai bine cu Allah. Marea șansă a sfinților este că pot lăsa moșteniri perene, deși acestea nu sunt materiale. Sfântul rămâne mereu în viață și a te afla în locul în care a fost îngropat este incontestabil o șansă pentru înțelegerea sensurilor existenței.
Mausoleul este asemenea unui uriaș cuib de vulturi, cu o arhitectură exterioară și interioară epatantă. Mausoleul se află pe drumul între Baku și Shemakha și este asemenea verigii unui lanț care arată că toate sunt legate între ele, și oameni și timpuri, și făptuiri și zidiri, și istorii, dar și legende. Dar drumul continuă, căci până la urmă, chiar șoseaua asfaltată este tot un soi de covor care are a te duce către altundeva. Pe cale, povestea se poate îngemăna cu focul, pentru a deveni coloană spre cer sau către inimile oamenilor. Iar focul este un alt început de cale, cu flăcările care ating boarea zilei și arată precum o fata Morgana, ba o cărare, ba o răspântie. Templul de aici a fost ridicat în secolul al XVII-lea și dedicat lui Jvalaji, fiind la acea vreme zoroastrian. În istoria sa a fost centru de pelerinaj al pakistanezilor care slujeau la templul focului din Mutan. În crucea vremurilor și în răspântiile acestui colț de lume, se vor fi întâlnit în petrecerea lor către țărmuri și piscuri, neamuri și seminții, cum arare ori este dat să fie la un loc în istorie. Odlari Urdu este o denumire străveche a Azerbaidjanului, înseamnă pământul focurilor. Poate că nu întâmplător a primit această denumire, pentru că, de pildă, aici este Ateshgah. Ateshgah însemnând casa focului. Nimic mai mult decât un templu dedicat focului. Un templu zoroastrian din vremurile în care adoratorii focului se închinau aici. Prin 1840, un călător european care a ajuns aici a spus că a întâlnit o populație care se numea Geber sau Gabar. Ori, prin jocul cuvintelor, este de știut că în limba turcă gheaur înseamnă necredincios sau străin sau un om de altă credință. În notele de călătorie ale unui persan se vorbește despre faptul că cei care venerau focul spuneau de fapt că îl venerează pe Creator. Ei considerau cele patru elemente primordiale, apa, pământul, aerul și focul, sacre. Și atunci Creatorul nu era altcineva decât cel care face, cel care pune în mișcare. Complexul este configurat pentagonal, înconjurat de chiliile asceților și având în centru un altar tetrapilar. Ca edificiu religios zoroastrian, spațiul este o expresie arhetipală a unei religii ancestrale de tip dualist, cu reverberații profunde în lumea iraniană, hindusă și caucaziană. A fost abandonat în anul 1883, când a început exploatarea petrolului și focul sfânt s-a stins din cauza epuizării gazului natural. În anul 1975, templul a devenit muzeu, primind de atunci și până în prezent anual aproximativ 15.000 de vizitatori. Unii cercetători cred că a fost un templu zoroastrian pentru închinătorii acestei religii veniți din Isfahan, în timp ce alte opinii converg către atribuirea originii templului unor spații de referință indiene. Zoroastrismul a apărut cu un mileniu și jumătate înainte de era creștină în ținuturile Iranului din zilele noastre. Ateshgah a fost centru de pelerinaj și vatră filozofică pentru slujitorii focului din Pakistanul zilelor noastre.
Din 1998 este monument protejat UNESCO, iar spațiul a fost chiar subiectul unui episod al celebrei serii britanice de filme documentare de călătorie, Globetrekker. La Ateşgah s-au oficiat ritualuri până în epoca sasanidă. Figurile ascetice arată un alt tip de lumină, care poate înnobila viața. Aici își dau întâlnire în chip simbolic marii făuritori de istorie sacră ai omenirii. Templul de la Ateşgah este asemenea unui covor, făurit din dale de piatră și din flăcări, care conduce spre înțelegerea altor lumi. Până în zilele noastre, templul este vizitat de zoroastrieni din India, cunoscuți ca Parsi, sau de hinduși adoratori ai focului. Ziua se măsoară cu pașii întoarcerii spre Baku. Dacă intri pentru un răgaz de cină într-un oarecare restaurant din Azerbaijan, uimit poți fi de asemănarea cu gastronomia românească și mai ales de ordinea în care sunt aduse aperitivele și felurile principale. Alături de prietenii Zaur și Nazim, care ne-au fost însoțitori de nădejde în perindarea zilei, cerem plov, adică pilaf. Ne bucurăm de brânza iuțită cu firul de ceapă verde precum la noi acasă, apoi de supa aburindă care își face loc printre farfurii înainte de carnea perpelită pe grătar, în timp ce avangarda desertului este surpriza unor delicioase dolma, sarmalele noastre tradiționale, care în margine de caspică nu se deosebesc cu nimic de cele pregătite la poale de Carpați. Toate se zidesc într-un soi de edificiu al bunăstării zilei, care a trecut peste noi cu flori și carpete, cu văi și munți, cu multe culori, cu pole și coloane, cu foc și bună învățătură și mai ales cu rost de bună întoarcere spre acasă. Dar poate că și aici, departe de casă, este tot acasă.